Și jumătatea ta reîncarnată, tu îți imaginezi, domnule, la cât eu sunt de cinemis, da? Și am și lucrat cu energiile și am săpat adânc în mine și am scos tot noroiul, să zic cuvânt, da? Și m-am luminat și m-am da? Și aștept jumătatea ta să fie cei mai tari din cei mai tari, cei mai, toate vedetele adunate, divine, masculin colectiv, nu știu ce vine acum, da, să fie cei mai, da, cei mai curajoși, cei mai deștepți, da, el e cel mai, e adunat. Dar tu dacă nu accepti divine masculin frântura lui, cea mai, vai de ea, care, dacă o întâlnești pe stradă, zici că experiență personală. Am tot întâlnit când m-am reîncarnat și am sărit și tot, la tot pasul, da? Apărea cineva și îți spunea un compliment și era acolo undeva, nu știu, fie unul care curăță nu știu ce și arată, da? Vai de el, că tu vezi, Doamne, cine ești. Și erai drăguță, ziceai mulțumesc și mergeai mai departe și ziceai și vai săracul și compasiunea era vai săracul la tot pas, compasiunea, program compasiune, tu nu înțelegeai, vai săracul, da? Ei, ăsta vai săracul e divine masculin al tău din toți vai extraordinari, da? Îi adun pe toți în divine masculin. Accepti tot, că nu știi cine e făt frumos care se trezește sufletelul cui, care a fost mai mult alergat prin vieți, cu care a alergat, care a fost îngerul tău păzitor. Tu niciodată, nici n-ai să știi niciodată, dar trebuie să accepti tot. Să zicem, a meu trebuie să aibă în el energiile marilor cântăreți, fie de operă, fie de rock, fie de pop, muzică, fie de, da? Da, de populară sau de manele sau de nu știu ce, nu știu, asta nu, da? Ei, ăia îi aduce aici tot de populară, de manele, de toți îi aduni, toți, că nu știi ce sufletel îți vine acasă, în casă, da? Și cum e, și te distrezi de numai și zici, domnule, nu știu ce făceam dacă era un Elvis Presley lângă tine, mai bine un neauș, da, de muzică populară sau de manele sau de, știi, înțelegi? Toate le adun, toate, uite cum mă apucă căldurile, se transmită ceva, se schimbă. Accepți toate programelele, toate. Și invers, el acceptă tot ce e despre tine, tot. Pentru că tu accepti aici, el acceptă în lumea afară, oriunde ar fi, că nici nu mai știu cum să zic acum. Și acceptă că n-ați fost niciodată suflet în suflet, da? Că aveți numai o inimă și aveți numai... Da? Că, într-adevăr, ați fost unul într-o lume paralelă, altul în alta și v-ați întâlnit într-o zi, vezi, Doamne Divin, că așa s-a nimerit sau așa s-a pregătit, da? Orice, tot accepți, tot. Ok.